Salutare tuturor și Hristos a înviat. Să te spun invers, Hristos a înviat și salutare. În fine, bine v-am găsit la un nou episod din Cariera Sfântului 2014. Ultima oară am făcut două victorii în campionat și am rămas în primii trei. Astăzi avem un meci extrem de greu în semifinalele FA Cup cu Manchester City. Dacă câștigăm, am ajuns în finală și cu siguranță ne dorim asta. Să vedem ce echipă va fi pentru aceste semifinale. Joel, ieși din poartă că ești paletă. Coleman vine aici. Bineînțeles că Manga și Bochetti vor fi marele zid al nostru. Vine și Hobbitul 84. Wow, am crescut cred la overall. O să fac și un scout report, dar nu în acest episod. Sau poate chiar în acest episod. Da, acum am zis mai bine. În acest episod o să fac un scout report. La finalul său însă. În locul lui Bardi va veni Bernard. Miralas? Nu. Deci vine Anișebe, bineînțeles. Kone. Repet. Și Kelvin, că este într-o formă fantastică. Miralas și Deulozeul vor intra mai târziu dacă e nevoie. Oricum, Deulofeu este împrumutat de la Barcelona, așa că chiar dacă va crește ca overall, nu-mi pasă pentru că nu crește la mine în echipă, că și pentru Barcelona. O să-l bat pe Deulofeu dacă am nevoie de el. Va fi însă un match extrem de greu. Am și deja e puțin obosit, asta nu-i bine, și Kelvin e puțin obosit, și Fellaini puțin obosit. Jucăm cu Manchester City. Nu prea avem multe șanse la lor, însă trebuie să ne calificăm. Vreau să câștig FA Cup și sper ca Yaya Touré și compania să nu ne stea în cale, însă probabil o să ne stea în cale. Dencone este singurul om care poate face acest skill foarte repede. Trag cele spuse. Chiar e cel mai slab om care a făcut o dată skill-ul ăsta. City au primul atac. Negredo 1-1 cu Bernard, cu Porno, pasă către Yaya Touré. Foarte bine recunză Wanyama și se contra-ataca noastră acum. Kelvin, skill-ul nebun către Wanyama. Wanyama prea frumos, dar Lescott nu are viteză, Lescott, dar totuși a prea foarte bine acolo și l-a luat din preluare pe Wanyama. City revine la pressing, Nazri trece acolo ușor. Pase în centru, din nou la Nazri. Coleman ține pasul și o ține foarte bine pasul. Din nou, respingere bună. Clichy respinge și el, dar pasă greșită. Nu pute ieși deocamdată din apărare. Și la City pun o presiune incredibilă. Zabaleta către Miner. Însă Bernard recupează foarte bine prin viteza asta incredibilă. Uite acolo în margine Fellaini. Baines către Fellaini până la urmă. Fellaini către Kone, țiganul, cuțitar. Kone către Anișebe. În centru urcă din nou Fellaini, urcă Fellaini Tomor. Către merge mingea. Aproape de atinge mingea acolo Fellaini. Barry până acum a avut o fază importantă în echipă, dar City are din nou atacul. Barry face o piruietă acolo. Trece și Mangă mănâncă ficații adversarului. Degajare foarte bună, scapă acolo Kelvin, portarul nu iese, este la Anișebe în careu, centrează către Anișebe, Anișebe gol! Anișebe cu capul de fier, bestia înscrie primul său gol în acest match, din multele care vor urma. Deja văd că vecinii sunt la geam, nu știu ce caută în ziua de Paște la geam la mine când țip. În fine, Kelvin a scăpat acolo foarte bine, a centrat către Anișebe, care nu i-a dat nicio șansă lui Hart. Este 1-0, 12, și tot ce trebuie să facem acum este să ținem de minge și să păstrăm acest rezultat, să câștigăm cu 1-0. Sunt zvonuri care spun că Anișebe s-a născut chiar de Paște și iau gol, că eu mă gândesc la Anișebe. Yaya Touré egalează printr-un șut incredibil. Ce șut a avut Yaya Touré de la distanță. N-a închis acolo bine Wanyama și din păcate ne-am bucurat doar 2 minute. 1-1 din păcate. Acum să revin. Sunt zvonuri care spun că Anișebe s-a născut în ziua de Paște, pe 23 aprilie înainte de Hristos. Aceste zvonuri doar eu le cred. Baines către nimeni. Bernard termină foarte frumos și aș de contra-atac Kelvin către Bernard. Bernard din nou către Kelvin. Urcă acolo Bernard. Către merge mingea. Jos este Kone. Kone este 2-1. Kone și Anișebe s-au vorbit astăzi, s-au dopat cu droguri și joacă fantastic astăzi. Kone înscrie și el un gol. 2-1. Ce vole a avut Kone din pasul lui Bernard. Și iarăși suntem în avantaj. Iarăși suntem aproape să câștigăm, să ajungem în finala FA Cup. City 1 Everton 2. Meciul reîncepe. Barry, Jovetic, ce pericol, pas din nou, foarte bine, Bochetti a intervenit acolo, a salvat, o intervenție cât un gol a fost faza aia a lui Bochetti. Însă greșește din nou copacul uman.
Din nou Baines recuperează. Șansă de contraatac foarte bună acum Kone. Către Kelvin, faultat dur, dar arbitrul este tumoristic și nu dă fault. Ok, arbitrule. A dat fault, dar n-a dat cartonaș galben, vreau să spun. Vaniema către Coleman. Coleman către Kelvin. Foarte aproape să treacă acolo de un adversar Kelvin. Dacă trecea, scăpa singur cu portarul. Asta a intervenit până la urmă bine. Lescott, cred că era. Care și acum la balon. Zabaleta. Punem o presiune destul de mare. Le este greu să se neapărare. Ia Ture. Wanyama, foarte bine răspunsă acolo. Wanyama, așa de contraatac din nou. Jos este Kone. Către merge mingea. Kone, prea fantastic. Kone, Kone, apără. Ce se întâmplă acolo? Ce ratare a avut Kone? Am spus că prea fantastic, înainte să prea Kone, pentru că știam că este dopat și prea perfect. Însă ce a blocat acolo hard cu piciorul sau cu penisul? Acum șansă pentru City, dar Wanyama are tot terenul. A patra intervenție esențială, mai bun decât Fellaini a fost Wanyama astăzi. Jovetic. Bine, Bernard vine și el în apărare, fac fază defensivă. Pantilimon degajează, încheie prima repriză. 2-1 pentru Everton. Suntem la 45 de minute distanță de a ne califica în finală. Kelvin astăzi ca la discotecă. La fel și Baines. Însă asta e perfect pentru că suntem în avantaj de golul Anișebe. Vedem prima repriză. A avut mai multă posesie, s-a jucat pe contraatac. Și că veni vorba de contraatac, Anișebe, nu, las pe Anișebe, am nevoie de el. Am nevoie de toți jucători, de fapt, nu mai face o schimbare. Sperăm că la a doua repriză intră Navas în locul lui Milner. Mamă, ce față de demon are Navas. Mai multă viteză pe marginea City acum, va fi mai greu pentru Baines și Coleman. Însă să sperăm că vom rezista ca prima repriză. Poate să mai luăm un gol și vom câștiga meciul. Anișebe, bestia, către Wanyama. Trecere foarte bună. Wanyama! Apără hard, un șut destul de moale al lui Wanyama. M-a așteptat să dea mai tare. Să n-a făcut-o. Probabil pentru că Virtucea s-a ocupat de el. Și de asta Mangă cade lângă Jovetic. Și s-a și accidentat. Băi, Jovetic, tu chiar vrei să te pui cu țiganii rău în ziua de Paște? Oricum, Baines acolo revine în apărare foarte frumos. Un meci fantastic al lui Baines, de asemenea. Logică, bestia a făcut și la cap. Vine Kone la pressing, dar nu vede mingea. Kone este cam orb în ultimul timp. Mangă a rămas acolo la centru, se mai mișcă. S-a probabil așteptat să mănânce ficații și de asta n-am mâncat ficații de astăzi și de asta nu se mai mișcă. Îi spune doctorul să-i dea ficații mai repede. Recuperează Anișebe. Bernard către Fellaini. Fellaini frumos, urcă acolo Kone, din nou Kone. Prinde mingea. O prinde Kone, ba nu mai prinde. Te-am auto. Da, te-am supraestimat, măi Kone. Tu 54. S-au scurs deja ceva minute de a doua repriză. Scorul a rămas din fericire 2-1 pentru noi. Trece foarte frumos. Din nou Yaya Touré! Apără Pantelimon! Yaya Touré, cu siguranță cel mai bun om de la City, astăzi v-am mai spus asta. Ce șut a avut, ce trecere a avut și ce forță are. Recuperăm, Lescott se aruncă ca un taur în fața lui Kelvin, dar Kelvin trece foarte frumos. Șase de contraatac, cred că acolo Anișebe perfect. Anișebe trece fantastic. Anișebe către golul 3 al echipei. Anișebe! Apără Hart, un șut ratat al lui Anișebe. Pe mamă, ce față de distrugător avea. A zis, băi, dacă mai aperi, rup mâinile. Va centra, nu Wanyama, va centra Bernard. Nu. Sau hai și Kelvin, că nu are nici el. Cap foarte mare. Merge la Bochetti. Bochetti! Este 3-1. Bochetti înscrie un gol fantastic care duce Everton în finală. Primul său gol la Everton. Însă ce gol reușește Bochetti? Italianul vine la Spartak Moscova pentru doar 4 milioane. Înscrie un gol cât o calificare. Bravo Bochetti. Ce lovitură de cap și este 1-3. Suntem calificați în mare parte. Greu să primim 2 goluri în 20 de minute, mai ales cu apărarea că am arătat-o în ultimele meciuri. Însă totuși împotriva City orice e posibil. Ne apărăm acum, trebuie să ne apărăm bine. Bochetti și Mangă să mănânce în continuare calificați și să facem marcajul foarte strâns pe Yaya Touré și Nazri să nu mai treacă pe deasupra lui Bernard. Silva trece bine acolo, dar Mangă din nou este genial. Și greșit acolo preluarea Lescott. Kelvin recuperează către Anișebe. Anișebe! Nu, trebuie să înțelegem că Anișebe nu este într-o formă bună astăzi. Virtucea s-a ocupat de el foarte rău în ultimul timp și asta nu mai poate Anișebe. Intră Kone în locul său. Ce am vrut să fac?
de frică l-am dat pe Cone afară în locul lui Anișebe, dar oricum, orică e Cone, orică Anișebe, tot mă taie. Intră Deulos Deu în locul lui Anișebe și Cone trece în centru. Am nevoie multă viteză acum, nu mai trebuie să dau centru ca să dea cu capul Anișebe. Manga, din păcate, este schimbat, este accidentat și nu vreau să forțez piciorul de fier al lui Manga pe sus final. Va fi greu să nu primim două goluri când avem pe Alcaraz cel prost în apărare, însă sper să reușim. Din nou către Kelvin, ce jucă așa și Kelvin astăzi. Dar părerea mea, meciul a fost Wanyama. A avut peste 15 intervenții bune la centru și pase fantastice. Baines recuperează cel foarte frumos. Către el revine mingea. Către Kelvin acum. Kelvin la câțiva centimetri de a face 4-1. Chiar am avut șansa de a face 4 în aceste meci, în aceste momente. City pare că s-au resemnat și nu mai atacă foarte bine ca la început. Acum procedează pasele astea în apărare și asta e perfect pentru noi că suntem calificați. Da, deja spune comentatorul de Bochetti că este cel mai șmecher și că a venit la echipă deși știa că va fi tăiat de țigan. Totuși a venit la echipă, a dat dovadă de curaj. Scapă acolo din nou Nasri, în care e un Nasri, centrează foarte bine Bochetti, autorul golului, și a respins și mingea din fața porții. Acum Bochetti este omul meciului, nu mai este Wanyama. Kelvin la 1 cu Clichy. Kelvin îl urmește pe Clichy acolo. Dacă reușea iarăși era fantastic, a obținut un out. Gesta la Cone. Cone obține și el. Ori se dă fault. Măi Lesco, după ce că tu ai niște semne pe față, vreți să-l facă puțin mai adânci domnul Cone. Centrarea merge către Alcaraz. Wow, cât a sărit și Alcaraz. Oricum mai contează la 3-1-85. Suntem calificați în finală. Asta este perfect. Kelvin este violat de Yaya Touré la această fază. Clichy din nou Yaya Touré. Jovetic către Nasri. Nasri, pase frumoasă către Guidetti. John Guidetti. Foarte bună intervenția lui Bochetti din nou. Om meciului clar Bochetti astăzi. Urcă Fellaini în centru, către merge mingea. Fellaini are spațiu. Fellaini, ce torpilă. Mâine lui Hart de-abia au prins mingea aceea. Dacă era și puțin mai în vinclu, erau între golurile sezonului pentru noi. Din nou Fellaini, din nou Cone. Pasă greșită însă, dar din nou Kelvin joacă și fantastic. Cone, dar Yaya Touré și el este un turn la centru. Acesta Bernard. Bernard trece bine și el. Bernard apără Hart. Încheiem fantastic, încheiem în atac. Așa și trebuie. Am demonstrat tuturor că suntem o echipă mare și că am eliminat City. Mingea este la Fellaini, blocat acolo. Bochetti către Alcaraz. Alcaraz, șut moale. Apărat de Hart, vede că e fundaș. Însă nu mai contează. Ne-am calificat mai departe după un meci cu Manchester City. Asta este Everton, o echipă care poate dobori giganți. Și am făcut și astăzi asta. Vedem cu atât golul Anișebe. Camerano numai golul Anișebe le arată, pentru că știe că e bătaie dacă nu arată golul lui Anișebe. Kelvin 9.5, Bochetti 8.1, Manga 6.2, wow. Anișebe 8.1, însă Kelvin este omul meciului, pe urmă e Bochetti și pe urmă e Anișebe, bineînțeles. Anișebe a primit scorul ăsta mare doar ca să nu ia bătaie cel care dă scorurile. Că dacă era să-i dea scor mic, cei de la EA Sports dau faliment în 5 secunde, pentru că era omorât producătorul la EA Sports. Oare cine s-a calificat dintre City și... Da, dintre United și... dintre City și Everton la mine era cine s-a calificat. Oare cine s-a calificat dintre City și Everton? Oare cine s-a calificat dintre City și... Iarăși, bă, ce... Oare cine s-a calificat dintre United și Chelsea? Sper ca United să se califice, pentru că vreau să ne răzbunăm pe ei în finală. Dar și Chelsea are o echipă puternică. Dar mai puternică decât United este Chelsea în FIFA cel puțin. Deci asta va fi rău. Băi, Baines. Ah, bravo. Uite, Bernard spune, chiar mă simt bine, șefule. Când mă taie Cone, nu mai mă violează nimeni. Mă simt bine la echipă. Cone nu avea chef să-l taie că s-a dus să fure și el chiar crede că sunt prieteni acum, săracu. Baines spune că știam că voi face diferența, șefule. Ți-a spus dacă îmi pun inelul pe penis în acest match, vom putea câștiga. Și a luat dreapte, trebuie să recunoaștem, hobbitul a luat dreapte. Și John Lundram spune: vezi că sunt vână pe față, m-am întâlnit cu Cone și m-a bătut. Sunt disperat să plec de la echipa asta, te rog, dă-mă afară. Dar, bineînțeles, nu o să-l dă și pe el afară. Data viitoare avem un meci cu Southampton. Un meci care trebuie să-l câștigăm neapărat. Din fericire, în sfârșit cei de la Tottenham și-au jucat meciurile care le aveau de jucat. Și asta e foarte bine, pentru că dacă vom juca și noi meciul următor și vom câștiga cu Southampton, vom ajunge la un punctaj record. Vom ajunge la un singur punct în spatele celor de la Tottenham,
Deja cei de la United, scârbele, au 76 de puncte, sunt cu 3 puncte în spatele nostru. Asta este perfect. Sper să nu mai ne prindem niciodată în viața lor. Și da, din păcate vom juca finala cu Chelsea. Mai tare aș fi vrut să văd United, pentru că Chelsea are echipa mai bună. Însă vom încerca să dăm tot ce putem, la fel ca și meciul cu City, și să sperăm că ne vom califica. Uitați cum am ajuns până în semifinale. 1-0 cu QPR, 1-0 cu Cardiff, și în meciul mare am bătut cu 3-1. A fi greu, foarte greu finala cu Chelsea. Însă dacă am reușit în acest final, nu spun neapărat să câștigăm campionatul, locul 2 în campionat, și să câștigăm FA Cup, ar fi un sezon perfect. Nici nu așa să avem așa de bun sezon. Da, și v-am promis că o să vă arăt Scout Reportul. Hai să ajungem acolo. Pantilimon, 21 de meciuri, are scorul mediu 7.0.1, de fapt sunt chiar chior. Mult mai bine ca Sirigu a jucat Pantilimon, și datorită lui am reușit să facem așa de multe victorii cu 1-0, și de asta Pantilimon îl apreciez foarte mult. 27 de ani, mai are mult timp de jucat la echipa noastră. Coleman, inițial nu mă așteptam să fie așa de bun, însă viteza sa îl ajută foarte mult. Cred că plus 3 acest jucător irlandez. Cred că are norocul irlandezilor, pentru că joacă fantastic. Manga, deja este Manga, este accentat 2 săptămâni. Va fi foarte greu cu el, fără el, de fapt. În următoarele meciuri mai există așa 2 săptămâni, va juca Alcaraz din nou. Însă Manga în continuare fantastic. A scris un gol în 36 de meciuri. Are 6.9 doar pentru că vrea să aibă scorul ăla. Și de asta are 6.9. Bochetti 7.2, chiar mai mare decât Manga. E fantastic și el a crescut plus 1. A venit pentru 4 milioane de la Spartak Moscova. Cred că am spus SSK când a dat golul, dar în fine. Un jucător italian fantastic. Vedem marcajul 84, heading 83. Stand tackle, are și viteză cât trebuie. Este un transfer fantastic. Hobbitul a scris 2 goluri și a dat 4 asisturi. Foarte bine a jucat și el acest sezon fantastic. Wanyama deja a crescut plus 2 și l-am luat doar în ultimele 10 meciuri, cred. Asta e fantastic, va ajunge până la 80 și ceva cu siguranță. Dar știu că la carierea cu Arsenal este la 83. Însă este că o bestie, 89 strength. Este orașul lui Fellaini, care a crescut și el, să vedem. Nu, n-a mai crescut Fellaini. Probabil din cauza părului pubian care l-are în cap. Alte explicație nu am. Foarte bun, foarte puternic și el. Un adevărat turn, a scris 9 goluri și 3 asisturi. Când Wanyama a scris 3 goluri și a dat 4 asisturi. Deși scrie că a jucat 25 de meciuri în Barclays Premier League. La noi a jucat vreo 8, pentru că la Southampton a jucat celelalte multe meciuri. Însă la noi a jucat așa de multe. Însă se pune și la echipa anterioară, de asta are așa de multe meciuri. Bernard a înscris 2 goluri și 2 asisturi de când a venit la echipa. A jucat 11 meciuri la noi, ceea ce este bine. A jucat foarte bine și astăzi, a făcut la skill-uri nebune. Sper că faptul că e un pitic porno, joacă și destul de bine. Kelvin este un jucător deja fantastic, face mereu diferența. A luat omul meciului și meciul cu City. Și părerea mea că acum este mai în formă decât Miralas. A înșel bestia, deja nu pot vorbi foarte mult despre el. 16 goluri, a crescut cu plus 1 și 16 asisturi în 31 de meciuri. Kone are tot 16 goluri și 10 asisturi, însă în 40 de meciuri. Deci a înșel mai mare ca Kone. Deja a scăzut cu 1 Kone. E prea șmecher ca să mai crească, așa că scade. Pentru că probabil dacă nu știți, când a dat ultima spargere la bancă, aveți FBI-ul și l-am pușcat în număr. Și am locuit acea mână cu o mână bionică. Și de asta acum nu mai poate juca așa de bine. Însă tot rămâne un zeu. Are viteză cât trebuie ca să dea goluri și forță. În mare parte are strength 82, pentru că are cuțit în buzunar și face mai greu. Însă îl contează. Jorginho, noul Gerard, are în 12 meciuri 2 goluri și 2 asisturi. Joacă foarte bine. Este un adevărat visător al centrului. Adică dă pase foarte bune. Un fel de Pirlo sau Gerard. Gândiți-vă la el ca un Pirlo și Gerard. Cu pase bune, agilitate, viteză și control al mingii. Alcaraz a scăzut cu plus 2. Pe ăsta trebuie să-l bag în locul lui Manga, doamne. În fine, Velios a crescut cu plus 3, bravo Velios. O să-ți expire contactul în 3 luni, dar nu o să fie mare pagul cât îl luăm iarăși. Deulozeu a crescut cu plus 1, însă este la Barcelona B. Poate să să-l cumpăr la vară. Însă mai rămâne de văzut cât de bine joacă. Miralas 81. E foarte bun, însă în ultimul timp a jucat ceva mai prost. Oricum o să joace foarte mult în meciul următoare, că mai are nevoie de el și chiar este obosit. Gibbon a crescut plus 1. Are decât 26 de ani, cred că e mai bătrân. Însă a dat un singur gol. Însă ce gol a dat Gibbon? Acel voleu în vinclu.
și 6 asisturi. Este un jucător foarte bun și el un închizător fantastic și avem nevoie de el. Deci nu are mare viteză, totuși este foarte bun. Osman cu minus 2, acest om care îl bate cu în fiecare zi cu plus 1, plus 4 ăsta, wow. Speranța moare ultima, mai ales la ce față are, plus 4 și ăsta. Barley plus 2, dar e accidentat în 9 zile să le face. Liu Grow plus 3, oricum n-am nevoie de el. Rogerio plus 4, a dat și un gol în Berglace, chiar în ultimul meci din episodul trecut de fapt. Bine, Rogerio plus 4, poate mai ajuns mai mare. Raite, Francisco Junior, seamănă cu Neymar. Și nu, seamănă cu Niang, nu cu Neymar, dacă am dat seama. Asta e departe de a fi la nivelul Niang. Kennedy, actualul președinte al Americii. John Drogatul, Mason Spring. Oviedo a crescut plus 3, este urmașul lui Baines. O să mai joace pe viitor, are viteză mare, e bine, e bine ce văd eu aici. O să mai joace pe viitor, poate. McElhenney are 21 de ani și acest McElhenney nu e destul de rău. Joel, răma cea proastă, nu am nevoie de el, a jucat groaznic ultimul meci. Domnul Gay, numele respectă fața sau fața respectă numele. Și părul acela, mamă ce păr are. E ca și cum ai fi plantat scurci, nu scurcișoară, nu poți să-ți plantezi scurcișoară. E ca și cum ai fi plantat niște iarbă veșteje pe capul unui om. Cine ar face asta în afară de Cone? Garbut, Duffy, vânătoare de vampiri. Jucători tineri care vor crește mult în afară de Disney care are 36 de ani. Și cam asta a fost episodul, dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. De asemenea, zile următoare nu cred că o să mai apară foarte multe videoclipuri, dar probabil niciunul, pentru că să mă duc la un majorat și când o să vin nu o să pot să filmez. O să vă anunț totuși în comentarii când o să pot posta. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!